Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi astăzi despre întocmirea unui act adițional la CIM privind acordarea unui spor de fidelitate. Conform contractului colectiv de muncă, la nivel de unitate, salariații beneficiază de spor de fidelitate de 3% după împlinirea a 3 ani în cadrul societății. În acest caz, se întocmește decizie sau act adițional? Dacă s-a întocmit act adițional la CIM, în cazul respectivilor salariați, este greșit? Răspunsul specialiștilor portalului Codul Muncii. Modificarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care legislația muncii permite ca aceasta să intervină prin act unilateral al angajatorului, trebuie să fie rezultatul manifestării de voință a ambelor părți, angajator și salariat. În aceste cazuri, manifestarea de voință a părților trebuie să îmbrace forma actului adițional la contractul individual de muncă. Astfel, conform articolului 17 alineatul 3 litera K din Codul Muncii, unul dintre elementele contractului individual de muncă îl constituie salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul. Alineatul 5 al acelui articol prevede că orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alineatul 3 în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. Sporurile constituie elemente constitutive ale veniturilor salariale. În consecință, astfel cum dispune alineatul 5 al articolului 17 mai sus citat, modificarea sporurilor în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.